Astăzi, o casă de pe strada Munții Tatra din Constanța a luat foc. Pompierii au fost solicitați prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112. În momentul producerii incendiului, în interiorul locuinței se afla un bărbat și o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani. Locatarii erau în imobil în momentul izbucnirii incendiului, care s-a manifestat la o anexă ce a fost distrusă în totalitate de flăcări, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea-Constanța. Focul a distrus și acoperișul casei, iar din cauza incendiului, cei doi bătrâni au suferit atacuri de panică. Militarii au intervenit pentru lichidarea focului cu două autospeciale cu apă și spumă. Din casă au fost scoase două butelii pentru a se preveni producerea unei explozii. Constanțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o casă situată pe strada Munții Tatra în municipiul Constanța. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURT și o ambulanță SAJ. Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodărească care a fost distrusă în totalitate, dar și la acoperișul casei, care a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. Cauza probabilă a fost stabilită un aparat de gătit lăsat nesupravegheat. La fața locului s-a deplasat și o ambulanță de la Serviciul Județean, iar medicii au acordat asistență la fața locului celor doi vârstnici, nefiind necesar transportul lor la spital.